Xenonul este un element chimic care face parte dintre așa numitele gaze nobile sau gaze inerte, denumite astfel deoarece au reactivitate chimică foarte scăzută și de obicei nu se combină chimic cu alte elemente. Alte exemple de gaze inerte sunt heliul, neonul, argonul și criptonul. Oamenii de știință analizează xenonul în cadrul studiilor privind evoluția Terei și atmosferei ei, dar concentrația de xenon măsurată în atmosfera Pământului este cu 90% mai mică decât ar fi de așteptat, conform calculelor făcute de specialiști prin comparație cu nivelul altor gaze inerte, precum argonul și criptonul. Acest mister al lipsei xenonului i-a nedumerit mult timp pe savanți. Unii au explicat fenomenul prin faptul că xenonul din atmosfera terestră s-ar fi dispersat în spațiul cosmic. Alții cred că el ar fi ascuns în interiorul planetei, dar până acum nu au putut fi aduse argumente solide în acest sens, deoarece oamenii de știință nu știu cum ar putea acest element să fie încorporat în combinații chimice stabile. Unele studii anterioare indicau că nucleul terestru, alcătuit predominant din fier și nichel, ar conține și xenon, dar un studiu din 1997 infirmase această idee, arătând cu ajutorul unor experimente de laborator că xenonul nu reacționează chimic cu fierul. Însă o analiză mai recentă a experimentelor, din 1997, analiză realizată de oamenii de știință de la o universitate chineză, a arătat că aceste elemente nu reproduceau exact condițiile existente în nucleul Pământului. Experimentele fuseseră realizate la o presiune de doar maximum 150 de gigapascali, mult mai mică de 360 de gigapascali din nucleul terestru. Pentru comparație, o presiune de 1 gigapascal este de 9 ori mai mare decât presiunea existentă pe fundul gropii Marianelor, cel mai adânc loc de pe Pământ, aflat în Oceanul Pacific, la o adâncime de peste 11 km. Cu toată reactivitatea lui scăzută, xenonul ar putea, în anumite condiții speciale de presiune și temperatură, să-și schimbe proprietățile, putând reacționa chimic cu alte elemente. Calculele cercetătorilor chinezi arată că la temperaturile și presiunile uriașe existente în nucleul Pământului, xenonul ar putea reacționa chimic atât cu fierul, cât și cu nichelul. Cea mai stabilă dintre moleculele formate ar fi alcătuită dintr-un atom de xenon și 3 atomi de fier, sau dintr-un atom de xenon și 3 de nichel. Aceste descoperiri sugerează că tot xenonul ce părea absent din alcătuirea planetei ar putea fi, în realitate, localizat în nucleu. Urmează ca experimente realizate la presiune și temperaturi foarte mari, care le reproduc pe cele din interiorul nucleului terestru, să confirme dacă este posibil ca în aceste condiții xenonul să se combine chimic cu fierul și nichelul. Din păcate, asemenea experimente sunt foarte dificil de realizat datorită unor obstacole tehnice. Rămâne încă neelucidat efectul pe care acești compuși chimici, ce conțin xenon, l-ar fi avut asupra evoluției planetei.